Am ajuns în Dacia, fraților. Ia uite scrumieră în ușă, leșin. Cum te simți în Dacia, Mirel? Bine. Îți place, nu? Nu era închisă. Depinde. Iau pânză de păianjen. Și de când e nepornită mașina asta? De când? De la Crăciun. Știi că dacă găsim un păianjen, eu o să sar din mers, nu? Nu merge tare, te rog. Ai mai rămas cu nepoi? A, s-a ridicat o roată datorită suspensiei. Băi, Gabi, sigur? Am mers cu Dacia, am mai filmat cu Dacia, dar toate erau modificate. Asta e singura Dacia care e cât se poate de adevăr, de sentimentul ăla de Dacia pură, să zic așa. Și pot să spun că toate mașinile alea care am mers cu Dacia alea, de adevăr, erau mai rapide, arătau mai fancy, dar niciodată nu mergea așa bine. Așa se face când pleci cu Dacia de acasă, adică... Bun, spune Gabi, văd acolo că tu schimbi niște viteze acolo, văd că le chiar și le nimerești din prima, adică înseamnă... Da, intră destul de ușor. Vreau să cum intră, să fac așa o paralelă cu Dacia pe care... Ce semnal? Ok. Spune câte tare viteze are mașina asta. Unde să te iau? 4. Ce putere dezvoltă? Parcă 53-54 de cai. Bă, nu e departe de noile Logan cu 0-9-10, de 65 de cai. Știu că a făcut un YouTuber o comparație între o Dacia din asta. Mamă, l-a zis că te răsturn că e așa când e o curvă. Da, da, adică, da. Nu e diferență foarte mare de cai, tot speed-ul pe care le-a atins cu ea. Cu cât ai mers, tu ce mai mult cu ea? Ține cont că nu i-am făcut nimic, n-am curățat carburatorul, nu i-am făcut nimic. Am luat-o și m-am plimbat cu ea. Da? 100-110. Și era turată, adică simțeai că nu e da, turată, nu? Depinde cu ce ești. Oh my god, Gabi, ne răsturnăm pe ea? Nu. Mă, zici că e wireless, zici că n-ai suspensie pe ea. Desigur e. Ia să luăm o Dacia și ne repunem. La ce presă se învârte acum mașina asta? Adică dacă vrei să cumpăr acum o Dacia, poate vreau să cumpăr. Depinde cât de întreținută vrei să pui. Uite una ca a ta, să zicem. Nici prea, prea, nici prea. A mea nu e cea mai strălucită pe caroserie, să zic așa. E întreagă, e o bază bună, dar trebuie refăcută. Dar are un avantaj foarte mare. Ai toate actele, un singur proprietar. Da, și șoferul ei a fost o femeie. Și kilometri mi-ai spus că are destul de mulți kilometri. Da. Câți kilometri are? 170.000. 170.000? Păi și mai rău. Și dacă n-ați că ți-ai ambrajul ăla când nu l-a prins timpul? Da, dar ăla e farmecul. Adică, stau să mă uit așa, nu, sau de nimic, nu trosnește, nu nimic. Ai și puțin parcă, sau e GoPro. E geamul deschis. Ai, da, geamul nu e geamul suficient de închis. Trebuie să-l închide geamul. Gata, nu mai dă nimic acum. E gata, pe bune. Ai putea merge liniștit. A, și uite ce ziceam de asta. Deci de aici setezi cât să-ți bagi și pe unde. Și de aici... Asta e pe unde, pe aici, nu? Și pe la picioare. Deci n-avea cur de ventilație aici. Nu. Adică... Și mai aminte ce făceau asta de aici? Nu mai ținite. Deci la mai sus sau mai jos. Nu e problema care așa să de la soare, de la asta. Dar mie, se pare mie sau bagă cald? Bagă cald, da. Dar abia am pornit. Bagă foarte mult cald. Asta e, știi că erau poveste cu Dacile. Fie bagă cald de mori, fie nu bagă de deloc, da. Deci adevărat, asta da. De bagi, bagă cald de... Băi, eu am avut ceva Daci și am toate au băgat cald, mergeam cu geamul deschis. Tare. Avem și parasoare așa. Care nu sunt prinse aici, vezi? Da. Nu sunt prinse în treaba asta. E doar o vinere. Bă, dar e confortabilă, frate. Deci am venit cu un N90 până aici la tine. Primul rând, în spate, mai mult spațiu în spate decât un N90. Deci mai mult spațiu în spate decât un N90. Și foarte confortabilă. Și avem acum 70 de oră. Simți că e 70 de oră? Deci parcă plutești. Da, e interesant să ai baterie la camere? Da. De ce? Mă, nu să tragem niște cadre mișto. Hai că băgăm și puțin pe off-road. Oh my god. Cred că am uitat că-s cu Gabi să sănăroiu aici. Omul uite, drum prin pădure. Nu spune că e pe acolo, glumeam. Ba da. Poți să mergi de înainte, te rog. De ce? Să rupi mașina în două acolo. Cum să s-a rupt? Dacă nu s-a rupt atâția ani, s-a rupt acum. Sunt polo mamă aici. Păi și polo mamă. Ai mai rămas? Spune, bai, cu ce ai rămas? Cu golful? Nu, acolo. N-am rămas.
A, s-a ridicat o roată datorită suspensiei. Băi, Gabi, sigur? Ia să vedem. Mamă, câta garda la solare, frate. Și de una capă. Stai să vă arătăm și vă, unde mergem noi, că nu ne credeți după aia. Știți că... Mamă, ce frumos e peisajul aici. Asta e genul de mașină care mergi cu ele mai mult, nu? Da. Mai puțin în București. De ce nu mergi cu ele în București? Mi-ar fi silă. Să bagi de 100 de ori în viteză până trece primul semafor, nu? Și asta și să știi că m-aș feri puțin de șoferii de București. Să nu te accidenteze, nu? Sunt foarte mulți șoferi neatenți. Bine, nu doar în București, dar acolo sunt foarte mulți șoferi. Da, foarte... Sincer și eu, frate, dacă mi-aș lua o Dacia situația asta, n-aș da să mă frec prin... Probabil de asta și pasioase de mașini care stau în orașe mari, cum de mașina asta sau da, mașini vechi. Nu prea merg cu ele prin oraș. Nu prea merg cu ele prin oraș, exact. Da. E foarte riscant să... Și mai ales la o mașină din 78 și la o mașină locală. Hai că asta e relativ. E o mașină ieftină. Gândește-te la mașini mai scumpe. Da, câte frumos e aici. Da, foarte mișto aici. Scaunele, da, am tot încercat să spun, sunt tot din 78, okay, dar de pe altă Dacie. Ce nu a fost prea ok pe caroserie, sau nu mi-a convenit mie. Tot așa, a avut un singur proprietar. Scaunele au undeva la 110.000-115.000 de kilometri. La șofer e puțin uzat, în rest nu, mi se pare, nu se vede. Da, și ăsta al meu a ajuns așa pentru că au fost depozitate într-un garaj în jur de un an de zile. Pentru că am vândut mașina fără scaune. Și au fost făcute pentru cineva care la securitate. A, deci mașină de interior om de important. Securist, da. Păi, scuză-mă, cum se numește ăsta, cum a interiorul ăsta așa, un crem? E coniac. Așa se spune. Coniacul nu e mai deschis? Ci, da, într-adevăr, nu prea vezi treaba asta. Și aici jos văd eu ceva sub castofon, ăla ce e acolo? O să un aici. Spațiu de... A, aia era boxa. A, deci acolo e boxa jos? Da. Foarte tare. Deja eu văd acolo casa de direcție cum lucrează. Oh my god, Gabi. Tu ziceai că dacă e greutate pe mașină, roțile se îndreaptă, nu? Da. Bă, e greutate, nu 4 persoane și bagaj. Mica, ai 39 lăsat când pui două persoane pe spate, deja gata. Gândește cu asta oamenii că creau mere, pepeni. Bine, ea n-a fost gândită chiar așa, dar sau cel puțin nu știm noi că a fost gândit așa, că prea a ținut. Nu știu tu ce a cărat doamna Marie. Da, tot ce e posibil. Știu că a fost cu ea până afară, cu Polonia. Până... Deci era doamnă respectabilă, dacă ieșea în, da, timpul, da, în timpul ăla afară. Da, da, ea a bine, fost. Polonia, nu ieșea prin... Bine, a fost pe mai multe țări, dar rămâne confidențial. Bă, probabil făcea mai mult decât cu o mașină normală, dar cred că era și mai relaxat. Nu cred că nu, cred că nu te grăbeai. Nu te grăbeai, dar de excursie. Uite cum ne bucurăm noi acum că mergem, da, cu 5 la oră în pădure cu Dacia. Da. Păi și noi am mers cu E39, dar tot așa, încerc și tot ne-am plictisit 5 ore până la Severin, adică. Păi da, noi ne-am mers stresați, suntem în grupul ăsta, dacă o să nu mi-am stresat că nu se dă în grup. Și dacă da, ai. Da, noi am mers, încerc că nu puteam să mergem mai tare, aia era chestia. Și eram stresat eu la volan că rămân cu bara pe acolo. Băi, Gabi, mersi mult pentru timpul acolo, e o mașină superbă, deci nu mă așteptam că o să fiu mai uimit de o Dacia stock decât cele pe care am mers. Am mers cu un motor turbo. Oh my god. Mă, și pe aici, Gabi? Da. Ce? Bătrânii nu mergeau pe ele la munte. Băiatul cu toaregul, ce făceai pe aici? Hai că m-am bucat, s-a urcat și mai TB-ul la volan. Am mai condus o Dacia. Aia era puțin mai mai nouă, să zic așa. Dar din câte am văzut, parcă asta merge mai bine. Să vedem puțin geamul. Oh my god. Simțeai că închizi geamul. Am băiat care scârție puțin. Și tata întâia, care ar fi? Păi stai. Ok. Văzut, mi-a pus nuca. Deci stai, ea întâia, în față așa? Da. Ai intrat? Da. Frate, mână trasă. Tu s-a cerut tare sau ceva? Nu. Normal. Așa. De mai de drum l-am reaș. Gata. Bă, dar asta merge bine față de aia, mă, frate. Bă, e între viteză ca lumea și e mai veche cu 20 de ani ca aia.
ceva ca limbane române ca patrie. Îi dădeai a întâia, gen. A, deci a treia e puțin mai dreaptă, nu? Da, a treia o dai spre picioarele pasagerului. Băi, aș merge cu din asta, mă crezi? Madi, uită-mă o Dacia, nu se pare așa. Vreau și eu. Dau și-a patra? Dă-i. Așa are. Aia, dă-i stopea patra. Băi, ești nebun la cap. Mamă, și că putești când te-ai îngropă, frate. Bacă, ți-e drag să te-ai îngropă. Și-am 60 la oră. Și parcă asta ar fi maxim. Nu ești la mai mult, știi? 60 de gal. Efectiv simți că nu te grăbești nicăieri. Să nu iau amendă cum a luat domnul 50.000 de lei în anii 2000. Frânează, apasă, apasă. Ambreiaj, apasă pe frână, apasă. Oh my god! Lasă asta. Hai, le așa, întâi așa. Hai. Spremul. Aici și parcă n-ai loc. Luați-vă Dacia acum când, când le mai găsiți. Că e posibil să nu mai avem mașini de atât să ducem. Adică să ai experiența. Dacia se vor găsi. Cum? Dacia se vor găsi, cel puțin la noi. Mamă, dar spunea e... Oh my... Hai, dă-l lui? Da. S-a chinat. Stai, unde am ajuns acasă? Nu, mai avem. Ține picior câteva trei. Ba, avem aici o curbă periculoasă. Mai frânează un pic și las-o așa, ține-te pe aia cu a treia. Dar vezi că volanul și gen toate alea sunt preseite toate ca lumea și de volan și de frână. Da, văd. Dar faza e că, păi simți, frate, deci simți cum se învârte roata pe asfalt. Și când frânezi. Da. Și când e de volan. A doua, nu? Da, e a doua. Opa, m-am gândit schimbătorul ăsta, mă tind după el. Ți-am zis că era un pic. Cât e impozitul ăștia zigarul ăsta? Impozitul am impresia că vreo 54 de lei și faci stânga complet. Și am ăla ăla ăsta. Stânga și după aia? Înainte. Aici așa. Și ai văzut semnalul sare singur. 78. Da. Acum am pus de aia treia. Niciodată să-ți dați că schimbi, mai ales a treia, parcă vi se stă și de volan de altă. Până data viitoare am fost meritul toți banii, dacă s-a putut acest clip, nu uitați să dai un like, un share și un subscribe la acest canal. Și dacă mai ai oameni cu Dacii, oameni cu mașini faine, dă-mi un mesaj. Stai, timp să ai. Da, timp să ai, fiindcă, tare bun, oameni cu pasiuni frumoase, cu pasiune frumoase, ca acesta cu mașinile, sunt destul de mulți. Până data viitoare, nu se învârte mă cu ce ai. Mă întorc. Până data viitoare, toate cele bune. Pa, pa.